După ce au ratat promovarea în Liga Națională, oficialii echipei locale de handbal feminin au planuri mari pentru actuala stagiune. Gruparea prezidată de Ștefan Miloș a reușit să transfere o jucătoare de la echipa Itzako, quadruplă campioană a Spaniei, finalistă în Liga Campionilor și câștigătoare a cupei EHF. Este vorba despre pivotul Andreea Alina Marin, născută în 1987 la Hunedoara, jucătoare care a evoluat timp de 4 sezoane în peninsula iberică. Păi, eu am 7 ani de când sunt plecată din țară și am revenit cu gânduri cât de cât mari, pot să zic, să îmi îmbunătățesc și jocul, pentru că acolo a scăzut destul de mult nivelul și am zis că totuși mi-era dor să vin și acasă să retrez din nou momentele și jocurile de aici. Și sper să pot aporta cât mai mult la echipă. Andreea a venit cu planuri mari la Buzău. Vrea să revină în Liga Națională alături de noile coechipiere de la HM Buzău. Bineînțeles că mi-aș dori și eu, pentru că eu când am plecat de aici jucam în Liga Națională și mi-aș dori să mă reîntorc. Și sper din tot sufletul să pot ajuta echipa să ajungă acolo unde își doresc. Handbalista abia transferat a debutat la HM Buzău chiar în ziua în care a parafat înțelegerea cu gruparea buzoiană. Andreea Marin a evoluat în meciul de pregătire pe care echipa din Buzău l-a disputat în această seară la Plopeni. Fosta jucătoare a formației Itzako a semnat o înțelegere valabilă pe durata întregii stagiuni curente. Contractul va fi negociat după prima parte a campionatului, iar la finalul său, clubul are prima opțiune de prelungire a înțelegerii.